Franța este printre primele țări occidentale care au legalizat avortul și va fi prima care va înscrie acest drept în Constituție. Discut subiectul alături de Marcela Ferraru, editor al FNews la Paris. Bun găsit, Marcela, spune-mi cum s-a ajuns până la urmă la această decizie. Bună ziua! Ei bine, este vorba despre o inițiativă legislativă care aparține extremei stânge, partidul lui Jean-Luc Mélenchon, Les Anciens de Supuși. Ei au depus această inițiativă legislativă care a fost dezbătută în regim de urgență, într-o ședință destul de furtunoasă. Au fost depuse foarte multe amendamente în adunarea națională, iar proiectul de lege a fost votat aseară târziu, totuși cu o largă majoritate, permițând, deschizând astfel calea către înscrierea în Constituție a dreptului la avort. Vreau să spun că acest proiect trebuie să mai treacă prin Senat și acele amendamente care au fost adoptate, au fost adoptate în acest sens ca să permită Senatului să-l adopte, după care urmează două situații. Fie președintele reunește Congresul, iar acolo trebuie să se întrunească 3/5 din voturi, fie se convoacă un referendum popular. Dar piatra de temelie a fost votul de aseară din adunarea națională. Marcela, dar dacă există deja o lege, de ce mai e nevoie ca acest drept să fie înscris în Constituție? Dar discuția a început în momentul în care în Statele Unite anumite state s-au folosit de o decizie a Curții Supreme pentru a interzice avortul. Toată această dezbatere care se poartă de câteva luni în Franța merge tocmai în acest sens, că nu se știe niciodată cine ajunge la putere, care este conjunctura, așadar o lege poate fi modificată și destul de ușor pentru a elimina orice risc în perspectivă în viitor. Deputații francezi, iată, preferă să înscrie acest drept în Constituție. Marcela, îți mulțumesc tare mult pentru informații.